dimineața, și domnilor, o nouă ediție a emisiunii Ora nu, a României, de data aceasta în studioul nostru din, uh, din Bruxelles. Este interesant că este în studioul din Bruxelles, pentru că subiectul nu poate să fie la Bruxelles decât Europa. Europa pare plicticoasă, dar vă asigur, numai că nu este, dar ceea ce se întâmplă în jurul nostru foarte aproape de noi, în Ucraina ceea ce va urma foarte curând în toată Europa perioada aceasta de dezbucium electoral pentru alegerile europarlamentare va arăta foarte clar că Europa merită să fie privită și merită să fie înțeleasă Nu-i așa, domnule comisar Dacian Cealoș? Merită Europa să se mai uite cineva la ea? De ce? Uh, cred că Europa devine inconturnabilă atât pentru noi cei care suntem în interior, cât și pentru cei din uh, exterior. E inconturnabilă în uh, modul în care se construiește lumea, în modul în care ea evoluează și cred că uh, pentru noi, dacă facem un exercițiu de imaginație, cum ar fi fără Europa, dar nu doar fără partea aceasta plicticoasă, cum îi spuneți dumneavoastră, și poate e în unele situații, dar cum ar fi... Total fără Europa, adică să nu mai putem circula uh, liber în Uniunea Europeană, să nu mai putem să ne căutăm loc de muncă în altă parte decât trecând prin tot felul de uh, proceduri, să fim descoperiți în uh, situații dificile, conflictuale, probabil că atunci apreciem altfel ce înseamnă Europa pentru uh, noi în momentul de față. Poate. Și totuși, dacă facem o comparație între uh, momentul unic, în istorie, căderea cortinei de fier și uh, carul de speranță pe care fiecare țară din uh, fostul lagăr comunist și l-a pus în noul său drum către uh, spațiul euroatlantic a apărut acum și este evident o dezabuzare un fel de lipsă de interes, cel puțin fiind amabil, dar în plus o neîncredere în instituțiile europene, în valoarea adăugată a Europei. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Europa are nevoie să fie redefinită ca proiect de societate pentru europeni. Momentul căderii cortinei de fier a fost, după părerea mea, al doilea moment esențial în istoria Uniunii Europene. Prima a fost cel al constituirii comunității uh, de cărbune și uh, oțel, pornind de la care a început să se construiască comunitatea europeană și trebuie să o recunoaștem, uh, lărgirea cunoscută de Uniunea Europeană în uh, 2004 și apoi în 2007, dar care, care are rădăcini în momentul căderii zidului Berlinului, are definit Europa ca spațiu geografic, ca spațiu geopolitic. Și, din păcate, încă n-am reușit să o redefinim ca uh, Uniune politică, ca și comunitate uh, socială. Și ăsta e probabil proiectul pe care îl avem împreună de data aceasta, Occidentul cu Orientul sau Europa de Vest cu Europa de Est, să ne redefinim împreună acest uh, spațiu pe care împreună am uh, acceptat să-l delimităm, cel puțin uh, geografic și politic. Ce înseamnă redefinirea proiectului politic? Pentru că... Asta înseamnă că atingem zona de bază, zona esențială, cea a tratatelor. Ce, ce înțelegeți prin redefinire? Unde merge această redefinire? Ce ar cuprinde ea? Sigur, după părerea mea, tratatele trebuie să reflecte uh, o, o voință colectivă. Altfel, ele rămân uh, un document la care ne mai referim din când în când, uh, când mai avem câte o ședință sau când mergem la Curtea Europeană de Justiție. Spuneam o redefinire pentru că Europa, comunitatea europeană construită în anii 50, a avut ca proiect pacea, pacea în Europa, o soluționare pașnică a unor conflicte de decenii care au dat rezultatele pe care le-am văzut. Și pot să spun că, cel puțin până acum, proiectul acesta și-a atins scopul, și-a atins obiectivul, inclusiv prin uh, lărgire. Această lărgire a Uniunii Europeană a fost posibilă și reunificarea aceasta istorică între Est și Vest a fost posibilă pentru că Vest au reușit să mențină pacea și să construiască pe uh, pace un proiect economic, la care a fost probabil adaptat la uh, Vest. Ei, redefinirea înseamnă că nu mai putem, și eu observ în domeniul de care sunt responsabil, nu mai putem ajusta la marginea uh, lărgirea, trecerea de la 15 la 27, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere financiar și o vedem nici din punct de vedere politic. Și în sensul acesta cred că trebuie să ne redefinim proiectul european, ținând cont și de aspirațiile vestului care probabil în unele momente a ajuns la un anumit grad de saturație vis-a-vis -vis de obiectivele politice stabilite acum câteva decenii, dar și ținând cont de aspirațiile din Est, pentru că aceste uh, noi state membre, uh, la momentul respectiv, din Est, au intrat în Uniunea Europeană cu un anumit proiect, cu anumite așteptări, uh, pe care probabil nu le-au regăsit așa cum uh, au sperat. Și atunci ce ne rămâne de făcut dacă avem această casă comună, decât să uh, gândim împreună acest proiect și din perspectiva... Uh, conceptului cultural vestic și din perspectiva conceptului cultural estic și ținând cont de ce se întâmplă în acest spațiu geopolitic. Păi, eu cred că ar mai trebui să ținem cont de ceva, domnule comisar. Aș vrea să ne întoarcem puțin în 1990. Spuneam că a existat un car de speranțe mare, car și cu foarte multe speranțe. Sigur, toate ele au teoretice, dar ele aveau un punct de referință în Occident. Welfare state, acea realizare reală cu care uh, comunitatea europeană uh, de dinainte Uniunea Europeană în acel moment se lăuda ca fiind în mod real. Și asta era perfect adevărat, o realizare care arăta superioritatea unui mod as, unui mod de existență și de gândire și a unei ideologii asupra celelalte. Numai că welfare state. S-a terminat. Criza aceasta prelungită a pus cuiul ultim în sicriul speranței Welfare State și există o neliniște. Dacă această criză continuă, care sunt efectele ei? De unde și uh, neliniștea și neîncrederea unei părți a populației și acum mă îndrept uh, nu numai către zona Estului. Dar, iată, și în Occident, partidele antieuropene, populiste, uh, euroscepticii mizează pe acest argument în a spune nu, Europa nu mai este valabilă. Ne trebuie, și ei spun, ne trebuie altceva, dar ei nu spun un alt concept de Europa. Ei, tocmai asta e probabil diferența, uh, dar o să revin la acest uh, subiect. Uh, sigur, Welfare State uh, a fost uh, rezultatul unui model economic care uh, s-a dezvoltat și a evoluat într-un anumit context, inclusiv într-un anumit context al construcției europene. Dar și un context ideologic, foarte clar. Și un context ideologic, oh. dar care trebuie alimentat și de resurse ca să poată să fie pus în practică. În schimb, uh, să remarcăm faptul că lărgirea Uniunii Europene sau căderea zidului Berlinului, cortina de fier, care a pregătit, uh, care a fost precursorul lărgirii Uniunii Europene, a apărut într-un context în care și Europa, comunitatea europeană, apoi Uniunea Europeană, s-a deschis din ce în ce mai mult spre lume. Uh, proiectul european până în anii 80 s-a construit mai mult în Europa și bazându-se pe resursele din Europa. Din anii 80 încolo, Europa a început să se deschidă uh, spre lume și, dincolo de proiecte europene, au apărut proiecte de societate, proiecte economice și în alte părți. Uh, au apărut aceste țări emergente care schimbă fața economică și, uh, iată, și politică a lumii. Și, în acest context, Uniunea Europeană are la fel uh, nevoie să se uh, redefinească. Să ajunge într-un moment în care, dacă în urmă cu câteva decenii, în ciuda construcției europene puteam vorbi de individualități puternice în Uniunea Europeană din punct de vedere economic și politic. Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie și așa mai departe. Dacă ne-am proiecta acum peste 10-15 ani, nu știu dacă va fi nevoie de 20 de ani, să observăm că chiar și cea mai puternică economie europeană, economia germană, singură, fără Uniunea Europeană nu va mai conta atât de mult în fața uh, Braziliei, Chinei, chiar Indiei și uh, alte economii emergente. Deși, din punctul ăsta de vedere, avem nevoie să ne redefinim proiectul, ținând cont și de contextul în care se dezvoltă Uniunea Europeană. Și acum să revin la... Foarte nu, nu să revin, să revin la eurosceptici. Eu personal, după experiența pe care am avut-o în Comisia Europeană și la acest nivel la Bruxelles, cred cu tărie că avem nevoie să ne redefinim proiectul în aceste uh, dimensiuni despre care am spus. Și, uh, după părerea mea, diferența dintre uh, pro-europeni și antieuropeni uh, este că pro-europenii simt că e nevoie să vină cu altceva sau să amelioreze ceea ce există în momentul de față. Eu aș face o diferență între eurosceptici și anti-europeu. Pentru mine, un eurosceptic este un european care mai are nevoie de argumente care să, ca să fie convins într-un mod dinamic, să participe într-un mod dinamic la acest proiect. Orice corespondent european la Bruxelles este un eurosceptic. Ei, el iese prin meserie tocmai ca să alimenteze dar, probabil e, acest dinamism. Dar, Sigur că da. Iar ceilalți spun nu Europa, și vom ajunge și acolo la acest termen foarte clar, nu Europa. Dar, la nivelul votului, la intenției de vot, se anunță pentru viitorul Parlament European o prezență masivă de oameni care se îndoiesc profund. Ce efect ar putea să aibă asta? În viitoarea uh, relație instituțională de la Bruxelles, va mai rezista tot acest șirac de instituții în momentul în care Parlamentul, instituție esențială în joc, va fi, va avea o asemenea componentă puternică? Uh, eu sper să nu fie doar un uh, optimism uh, fără rațiune, dar chiar dacă prezența acestor eurosceptici va crește în Parlamentul European, nu cred că va ajunge să domine Parlamentul European. Și asta e un lucru esențial, pentru că asta ar însemna o basculare a poziției Parlamentului European ca instituție cheie în democrația europeană, după părerea mea. Un anumit grad de interogare în Parlamentul European, dacă această energie este canalizată într-o direcție bună, poate să fie pozitivă pentru această construcție europeană, pentru că avem nevoie... Să ne punem întrebări pentru a găsi răspunsuri. Marin Le Pen, doamna președintă a Partidului Frontul Național din Franța, spunea, eu vreau, noi, partidul nostru, vrea să ajungă în Parlamentul European cu un singur scop, să dărâmăm Uniunea Europeană și să o facem să redevină o Uniune de state cu competențe extrem de importante, iar piața comună să fie exclusiv o piață economică. Știți discursul, da, sigur. Acum nu, nu, nu vreau să scap de sensul întrebării, dar uh, știți că și într-un organism uh, viu, uh, tocmai uh, eu știu, anumiți viruși sau anumite bacterii care au intenția să te atace, îți întăresc sistemul imunitar și te fac, uh, formă mai rezistent. La fel și aici. Cred că ceea ce nu o să ne doboare, ne va face cu siguranță mai puternici. Uh, eu ce am observat, cât am observat eu până acum uh, politicieni de genul acesta pun mai mult întrebări și seamănă mai mult îndoiala decât se prezinte soluții uh, constructive. Asta pentru este că... tehnica de joc. Ei, da, dar la un moment dat cineva trebuie să și construiască ca să poți să mergi mai departe. Până ajungem la momentul ăla, deocamdată există această tehnică de joc și care îi prinde. Pentru că vedeți că ceea ce erau niște mișcări relativ marginale. Iar aici mi-aduc aminte când puneam această întrebare în urmă cu 10-15 ani se ridica din numeri și se trecea mai departe. Era un... nu, nu mai putem face acest lucru. Uh, însă uh, vedeți uh, după părerea mea nu putem să trecem peste aceste uh, lucruri fără să ne punem uh, întrebări. Pe de altă parte, nu putem să construim în ciuda sau împotriva interesului general. Sigur, ca să mergem la extrem, dacă majoritatea europenilor uh, vor fi împotriva proiectului european, nu poți să ții un proiect pe termen lung împotriva celor care sunt actorii, de fapt, acestui proiect. Uh, pe de altă parte, trebuie să fim și în măsură să ne asumăm un astfel de o astfel de abordare negativă. Uh, uitați uh, Sue, uh, Elveția care nu este stat membru în Uniunea Europeană, dar care a avut uh, o relație privilegiată cu piața comună europeană, beneficiind de uh, uh, spațiul beneficiind okay. de, 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 de o serie de avantaje și care după votul popular uh, uh, care a avut loc în uh, Elveția și care se pune împotriva unor principii europene de liberă circulație a persoanelor, va avea de plătit inclusiv din această perspectivă economică și a relației cu piața uh, comună. Lucrurile astea trebuie spuse atunci când uh, foarte simpli spunem uh, vrem să ne reînchidem frontierele, vrem să avem control. Da, puteți să aveți, dar atunci va trebui să vă asumați nu numai avantajele după părerea mea pe termen scurt a unei astfel de abordări, dar și uh, toate limitările. Uh, faptul de a închide frontierele Franței, sigur, poate însemna, însemna un, un mai bun control al migrației din exterior, dar ar însemna uh, și o limitare a circulației capitalului francez pentru a fi investit în altă parte sau a cetățenilor uh, francezi. Economii importante din Uniunea Europeană sunt importante și au anumită dinamică, tocmai pentru că există această piață comună. Deci trebuie să vedem lucrurile în context. Și totuși, de ce aceste partide au priză? De ce au avut, au avut priză, o au în creștere și unele dintre ele, știți foarte bine, fac parte din coaliții de guvernare. Uh, trebuie să fie un motiv, trebuie să spună ceva alegătorului uh, mai mult decât un simplu discurs teoretic. Da. De ce? Pentru că, după părerea mea, proiectul european, din păcate, nu este asumat 100% politic, inclusiv de cei care se declară pro-europeni. Foarte interesantă afirmație, susțineți-o, vă rog. Vedeți relațiile instituționale între ceea ce numim bruxelles și ceea ce numim guvernele naționale. De foarte multe ori, un succes obținut la nivel european colectiv este prezentat acasă de unii oameni politici ca un succes personal a unor politicieni care s-au bătut, între ghilimele, la Bruxelles cu cei de acolo de la Bruxelles pentru a obține avantajul respectiv. Citez, nu spun cine, că am și uitat cine, dar citatul este corect. Am fost la Bruxelles și m-am bătut pentru ca România să primească. Ce este incorect în asta? <coughs> Sigur, e important să, să te bați, dar e important ca dincolo de acest bătut să adaugi și de ce a fost posibil acest lucru. Și de ce a fost și posibil? De, și a fost posibil pentru că statul membru respectiv este membru al Uniunii Europene și că asta presupune niște drepturi pe care le obții sigur bătându-te în negocieri cu ceilalți, bătându-te, între ghilimele. E, sunt mai bune astfel de bătălii politice decât de alt gen, dar lucrul acesta a fost uh, posibil tocmai pentru că uh, există acest uh, context european care presupune și solidaritate și tocmai de aceea... E posibil o astfel de susținere pentru unii și pentru alții, care presupune și niște obligații, și care presupune, dincolo de obținerea unui avantaj punctual sau, mă rog, care poate să fie pe o durată de timp, dincolo de asta, presupune și o implicare în construcția a ceea ce face posibil rezultatul respectiv. Aș vrea să vă spun că am primit nenumărate mesaje uh, critice și una dintre temele favorite este. Până când Bruxelles va veni să ne impună ce să facem noi la noi acasă. De ce Bruxelles vine cu măsura XYZ, care pe noi ne costă, care, pentru care noi trebuie să plătim, și beneficiile unde sunt? Unde sunt, și se termină propoziția, în definitiv, beneficiile promise prin aderarea României? Vă pun ca întrebare pentru că. Așa mi-a venit ca întrebare. Da. Și um, aș vrea să reamintesc, doamnelor și domnilor, că uh, da. domnul Cioloș a răspuns la o parte în aceste întrebări, la uh, seria aceea, uh, o, uh, o inițiativă interesantă. Intratul în conversație cu cetățenii, ați făcut-o pe 17, dacă Ma, nu mă de. înșel, și acum, săptămâna viitoare, pe 4, vineri, pe 4, continuați. Da. Foarte interesant, dar. Această întrebare să știți că există. Mi-a venit la toat, aproape toate articolele despre Bruxelles. La ce ne folosește, domnule, nouă Uniunea Europeană? Numai să vină un comisar sau altul, iarăși n-aș vrea să dau nume, dar sunt foarte cunoscute aceste nume în România, ca să ne spună asta n-ați făcut bine, asta n-ați făcut. Deci ca un fel de organism de decizie represivă. Nu, Uniunea Europeană ne servește ca să putem merge uh, în Spania, în Italia, la muncă, atunci când dorim și să ne întoarcem acasă, dacă dorim să investim banii respectiv fără nicio opreliște. Uh, ne folosește ca să mergem la studii în Marea Britanie, în Germania, în Franța, în Olanda uh, și așa mai departe. Ne folosește ca să primim câteva zeci de miliarde de euro fără a le împrumuta de la un fond sau de la o bancă sau de la alta și să trebuiască să le rambursăm la un moment dat pentru a investi în economia noastră, în infrastructura noastră, ne folosește pentru a avea acces la o piață cu 500 de milioane de consumatori și în măsura în care noi facem cele necesare ca să fim competitivi, să putem uh, profita de aceste lucruri. Și astea sunt doar câteva elemente. Uh, lucrul acesta este posibil pentru că România este stat membru în Uniunea Europeană. Și Bruxelles, acela despre care se tot vorbește, are și o părticică românească acolo, cum o are în comisie, dar o are și în Parlament și o are și în Consiliu și tot ceea ce acel Bruxelles decide are implicit sau explicit și o bucățică românească. E altă treabă dacă noi ne asumăm sau nu sau dacă folosim acea bucățică pentru a ne face simțită prezența atunci când se iau decizii și când Bruxelles impune anumite lucruri. Când Bruxelles impune anumite lucruri statelor membre, înseamnă că statele membre respective au decis împreună, cu majoritate, ca lucrul acela să fie impus tuturor. Comisia Europeană nu poate nimic să impună decât ceea ce e mandatată să o facă de către statele membre unde România e prezentă și de către Parlamentul European unde la fel România e prezentă. Deci lucrurile acestea ar mai trebui explicate când vorbim de Bruxelles și de ce ne impune. Da, și totuși, domnule comisar, de câte ori s-a întâmplat să se acuze uh, comportamentul celor de la Bruxelles în termeni foarte duri uh, de unii politicieni români la, chiar la Bruxelles, în Parlamentul European, spunându-se, iată, și vă dau exemplul mecanismului de cooperare și verificare în justiție, uh, nu numai că e un mecanism unic în, în, pentru România și Bulgaria în Uniunea Europeană, uh, dar uh, ne-a și făcut de râs de enori. Uh, au și fost acuzații multiple. E un fel de sentiment că România este pusă la colț, domnule comisar. Și că care, a, care vrea să dea un exemplu de cât de mare și de dur și de, de, de um, atent la problemele europene este, Bun. atunci, imediat are o țintă. Da. Imediat, România. Dacă ieșim din acest complex l-aș numi eu până la un punct, am fi observat că, pe de-o parte, România și-a asumat acest mecanism în momentul aderării la Uniunea Europeană. Și acest mecanism a permis progrese în modul în care se face justiție în România. În al doilea rând, fără acest mecanism, când Anumite principii europene au fost abuzate sau au existat tendința de a fi abuzate în Ungaria, de exemplu, aceeași Comisie Europeană a luat poziție. Când uh, președintele Franței, la un moment dat, a făcut anumite declarații sau autoritățile franceze au uh, avut o anumită atitudine față de uh, anumiti cetățeni uh, europeni, aceeași Comisie Europeană a luat uh, atitudine. Deci aici vorbim de niște principii care sunt puse în tratat și Comisia Europeană este obligată să, să aplice acest tratat și să-l să apere, să-l susține. Pe de altă parte, când a spus anumiți parlamentari, Parlamentul European a luat poziție față de o anumită atitudine a Comisiei, după părerea mea e un lucru pozitiv, pentru că atunci când ai impresia că te simți abuzat, ai în interiorul... Uniunii Europene și a instituțiilor europene, căi ca să se exprim punctul de vedere, să chem la raport un comisar în Parlamentul European, să-i cer explicații și să iei atitudine față de o situație sau alta. Deci există aceste mecanisme care funcționează, dar trebuie să le asumăm pe toate până la capăt. Și eu nu neg că nu pot să fie situații când. Uh, Comisia Europeană greșește, când Comisia Europeană exagerează, sau prin, eu știu, prea multă acțiune, sau prin prea multă inacțiune în anumite situații, dar există mecanismele democratice de reechilibrare care trebuie folosite de către România ca stat membru cu drepturi de pline. În toți acești ani ați simțit ceea ce se acuză din România? această punere la colț continuă a României, această tratare a României ca o oaie neagră, asta se simte acasă. Și sunt foarte mulți care o cred cu tărie și la un mod absolut definitiv. Nu, de patru ani și de când sunt în Comisia Europeană, am avut de mai multe ori ocazia în colegiu să discutăm despre situații specifice, dificile, din diferite state membre, unde Comisia Europeană a trebuit să intervină fără să se fi făcut probabil atâta tantam de presă cât s-a făcut uh, și la noi pe anumite subiecte, uh, dincolo de dar uh, dincolo de aceasta uh, probabil că tocmai de ceea ce ți-e frică de aia nu scap. Dacă noi tot repetăm și ne tot frică să nu fim puși la colț, atunci când se întâmplă probabil că și exacerbăm acest lucru. Uh, nu am impresia că uh, cineva la uh, Bruxelles, eu știu, în care instituții are o problemă specifică cu România. Sau chiar dacă ar fi așa, România are, cum vă spuneam, uh, mecanismele pentru ca uh, acest lucru să nu devină un caz european sau un caz izolat. Și chiar România a luat atitudine atunci când a considerat că în unele situații se merge prea departe, a venit cu anumite argumente. Uh, uh, vă spun s-a întâmplat și cu alte state membre care au fost puse la colț temporar pentru anumite situații specifice, important este să folosești instrumentele pe care le ai la dispoziție prin tratat, prin calitatea ta de uh, stat membru și să-ți joci jocul politic, democratic în uh, Uniunea Europeană, folosind pe deplin toate aceste instrumente. Să ne întoarcem puțin la începutul acestui interviu, la senzația că Uniunea Europeană este slabă, neputincioasă, nu mai are mișloace. Este tema de discuție de două săptămâni în toată presa europeană, în toată presa internațională, care acuză o atitudine la un nivel foarte jos, o reacție la un nivel foarte jos și timid al Uniunii Europene în raport cu ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, cu anexiunea ce de facto a Crimei, cu renașterea unui sentiment imperial rus. Toată lumea se întreabă, dar de ce nu fac mai mult? Puteți să dați un răspuns? Pentru că, în primul rând, Uniunea Europeană nu este un imperiu ca să decidă un împărat ce face și ce nu face Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este o reuniune de state membre. Și uh, aceste state membre, uh, de comun acord, trebuie să decidă care este direcția de uh, acțiune. Și aici, tocmai vă spuneam, este, după părerea mea, unul din punctele slabe ale Uniunii Europene, mai avem de lucrat tocmai pentru a construi această platformă a interesului comun și a fi în măsură să mobilizăm cu rapiditate atunci când avem nevoie. Dar asta presupune că înainte de a ajunge în situația să trebuiască să luăm decizii rapide, să creăm oportunitățile pentru a la în discuție anumite subiecte despre ce înseamnă politica externă a Uniunii Europene și nu doar în teorie, ci și în practică, în acțiune. Avem serviciul de acțiune externă, dar încă uh, uh, diplomația europeană și diplomațiile statelor membre ale Uniunii Europene mai caută încă armonia de acțiune în exteriorul uh, Uniunii Europene. Uh, discutăm de mai multă vreme de o uh, uh, politică militară uh, europeană. Deci aceste instrumente pe care le-am putea folosi în anumite situații, ele trebuie construite înainte de a ajunge în situația uh, dificilă respectivă. Și deci probabil că și de asta Uniunea Europeană nu are forța de uh, acțiune pe care și ar dori o uh, Uni, pentru că, cum vă spuneam, uh, și ar dori toți cetățenii e... europeni, domnule Comisar, pentru că Toată lumea ar fi vrut să vadă o voce europeană unică negociind Ei, la Kiev, da. La da o reacție unică, clară, rapidă, în momentul în care era absolut evident ce vor face rușinei. Asta presupune să dăm, din punct de vedere politic, greutatea de care are nevoie acea voce unică care să negocieze. Vedeți că de fiecare dată discutăm în Consiliu, să discutăm în Consiliu, să discutăm în Parlament și e foarte greu de a găsi. Un numitor comun care să fie și cel mai mare numitor comun, nu cel mai mic numitor uh, comun. Și cine împiedică acest lucru, pentru că toate aceste discuții există de mult timp. Există la Nato, există și aici. Nevoia aceasta de a, a forma un nucleu comun, real, solid. Cine împiedică? Cine. Cine a oprit acest proces, cine îi pune Atâtea stabile încât uh, discuția se repetă și uh, fără niciun fel de rezultat practic sau cu foarte puțin. Probabil insuficienta, insuficienta voință de a ajunge la an, un anumit compromis care presupune uh, să dai de la tine ca să pui într-un uh, uh, într vas comun uh, această, uh, această forță de acțiune care, pe urmă, să poată să fie mobilizată la momentul respectiv. Tocmai de asta spuneam, Uniunea Europeană este o construcție democratică care nu poate să avanseze decât prin voința membrilor ei. E foarte greu și până acum nu cred că a reușit nimeni să impună ceva Uniunii Europene din interior și să și funcționeze acel ceva impus. Face parte din acest exercițiu al construcției europene. Uniunea Europeană s-a lărgit în urmă cu câțiva ani, de la 15 spre 28 state membre acum. Deci sunt 28 de păreri în jurul mesei și trebuie să prea învățăm. Multe? Nu, nu știu dacă sunt prea multe, probabil că mai e loc și pentru altele. Nu cred că numărul contează, ci voința, pentru că pot să fie doar 10 care să nu reușească să se pună de acord, dar putem fi și în situația în care 30 să reușească să-și găsească un punct comun de interes și să avanseze. Una dintre acuzațiile clare și foarte precise de data asta, nu mai teoretice, nu aveți politică uh, externă comună, uh, a fost prost pregătit summit de la Vilnius uh, a dus la un eșec de asemenea proporții, încât a deschis această situație de acum care este explozivă sau super explozivă și pe care nimeni cel puțin până în ziua de astăzi, nu a reușit să o regleze într-o formulă care să dea speranța că nu ne îndreptăm, Doamne ferește, spre orizonturi de, de conflict extins. Probabil că Uniunea Europeană a subestimat importanța parteneriatului estic. Noile state membre au fost și sunt cele care cu siguranță știu cel mai bine sau pot să simtă cel mai bine, care este importanța acestui parteneriat uh, estic în uh, construcția geostrategică a Uniunii Europene. Uh, Uniunea Europeană a acționat într-un mod ferm și a fost foarte prezență imediat după primăvara, de la, uh, primăvara arabă în zona mediteraneană, probabil și pentru că uh, uh, statele membre din sudul Uniunii Europene au avut și o influență politică decizională la momentul respectiv uh, uh, mare. Și uh, iată am ajuns în această situație în care constatăm că probabil ar fi trebuit să investim mai mult și timp și energie politică și resurse financiare în uh, relația cu uh, uh, zona aceasta a parteneriatului uh, estic, în relația cu Rusia prin prisma uh, acestei zone din uh, parteneriatul uh, estic. Probabil că în interiorul Uniunii Europene mai avem nevoie de și de a dezvolta mai mult un savoir-faire uh, în uh, relația cu uh, Rusia. Dar, uh, iată, istoria ne învață. Important este să învățăm din aceste situații și să putem progresa, să mergem mai departe. Păi, dacă mai avem timp să învățăm, domnule Tot comisar. să avem, uh, Uitați, domnul a sunt convins. Problema, problema acestor zile este că se extinde fenomenul Crimea, sau s-ar putea extinde. Și ex sunt voci, voci importante din comunitatea militară internațională, din comunitatea politică, spunând, extensia poate să fie spre Transnistria, poate să fie spre Găgăuzia și în sus înspre Harkov și Donetsk. Deci, începând să acopere zone din ce în ce mai întinse. Până unde mergem? Și, de partea cealaltă, Uniunea Europeană anunță niște măsuri economice, niște planuri de viitor, de, de represalii economice, de, răs, de măsuri de răspuns economice, pentru că nu sunt represalii, dar sunt uh, o, o formulă de, de răspuns foarte dur și asta, uh, văd că pe nu uh, nici nu impresionează și până în acest moment își continuă, își continuă acțiunea. Vedem, deocamdată nu și-au continuat acțiunea dincolo de uh, Crimea. Sigur că sunt declarații și de o parte uh, și de alta, nu sunt atât de convins că nu se sensibilizeze deloc aceste acțiuni, pentru că uh, eu cred că și Rusia are nevoie de o relație cu Uniunea Europeană pe termen lung, poți să construiești un anumit proiect pe termen scurt și să ai anumită atitudine uh, pe termen scurt, dar pe termen uh, lung Așa cum e construită economia mondială de care ține și uh, nivelul nostru de trai și chiar stabilitatea socială, politică, într-o țară sau altă, oricât ar fi ea de mare sau oricât ar fi ea de uh, mică, aceste interconexiuni vor face că uh, astfel de uh, reacții, cum a fost și cea din partea Uniunii Europene, nu cred să nu lase urme chiar uh, deloc. Pe de altă parte, uh, cred că avem nevoie să menținem uh, dialogul inclusiv politic cu uh, Rusia și uh, impresia mea este că liderii politici lasă ușa deschisă, un lucru foarte bun, pentru un astfel de dialog posibil cu Rusia. Pentru și că... Moldova? Uh, Moldova care spune că se simte amenințată. Sigur, și tocmai pentru că se simte amenințată, Uniunea Europeană ia uh, poziție, s-a decis la ultimul Consiliu European și am avut o discuție înainte de Consiliul European în colegiul uh, Comisiei, în care am luat în discuție posibilitatea de a devansa semnarea, tra, uh, semnarea acordului de asociere cu Republica Moldova și uh, Georgia uh, undeva în luna iunie, chiar dacă e nevoie de un efort administrativ în uh, interiorul Comisiei Europene, astfel de uh, reacții sunt și un semn de susținere pentru Republica Moldova în funcție de alegerea pe care Republica Moldova o face. Deci, uh, o va face în aceste alegeri care urmează? Sigur, și a făcut-o guvernul sigur. care e legitim uh, și o legere pe care a făcut-o guvernul uh, până acum și sigur că ea va trebui reconfirmată sau uh, nu, va depinde de cetățenii uh, moldoveni în uh, acest an, în urma alegerilor. Dar uh, cu siguranță că alegerea pe care cetățenii Republicii Moldova o să o facă. Va fi conectată și la ceea ce se întâmplă în, în zonă și Uniunea Europeană. Cel puțin asta e foarte clar. Poziția ei nu are intenția de a lua o decizie în ciuda sau împotriva așteptărilor unui stat partener, oricare ar fi el. Dumneavoastră, ce vreți să faceți în continuare? Vine alegerile europene, se va schimba structura Comisiei, alături de cea a Parlamentului, alături de cea a majorității instituțiilor europene. Ce vreți să faceți? Eu, în primul rând, doresc să-mi termin mandatul cu bine, să-mi duc la bun sfârșit toate proiectele pe care le-am început și pe care mai pot să le fac să progreseze până mi se termină uh, mandatul. Și apoi o să am timp suficient să mă gândesc la uh, ce să fac. Oricum, uh, din nu un a... răspuns prea pre pre, pre politicos de fapt, și pre-diplomatic. Pentru că asta e uh, situația în care sunt în momentul, uh, în momentul de față. Pe de-o parte, nu mi-am stabilit și nu am intenția să-mi niciun proiect pentru după, pentru că vreau să-mi concentrez energia pe ceea ce am de făcut acum. Oricum, după ce mi se termină mandatul, eu am anumite restricții din punct de vedere profesional, pentru că la mine portofolul pe care l-am avut în responsabilitate coincide cu pregătirea profesională și codul de conduită a comisarilor sau foștilor comisari prevede anumite restricții din punct de vedere profesional, deci o să am timp să mă gândesc spre ce să mă îndrept după ce se termină. Pe de altă parte, toate aceste discuții rămâne, nu rămâne un al doilea mandat sau nu. Este o discuție prematură, pentru că atâta timp cât n-au trecut alegerile europarlamentare, nu uh, s-a nominalizat... Domnule prematură? Un, uh, Asta este discuția... Pentru în toate... mine e prematură, A, zic, În toate cafenelele, în toate pentru restaurantele, Bruxelles... Da, discuție da. poate să aibă loc, dar eu trebuie să iau o decizie. Și uh, dacă va fi cazul uh, și o astfel de eventuală decizie, dacă se va întâmpla să mi se uh, propună, va depinde de contextul uh, respectiv. Uh, eu sunt numit de guvernul României, am fost numit de guvernul uh, României și dacă ar fi să uh, fiu un al doilea mandat, ar presupune sigur, în primul rând, o analiză din partea mea, dar trebuie să cunosc datele problemei și o să le cunosc mai bine după alegeri, dar, în primul rând, uh, fiind numit de un guvern, uh, orice analiză din partea mea ar trebui să uh, preceadă o decizie, într-un fel sau altul, din partea uh, guvernului României, deci n are niciun sens să-mi fac eu, planuri atâta timp cât Guvernul României n-a luat încă o decizie. Și asta este adevărat, dar nu, nu au început măcar contacte pregătitoare, discuții pregătitoare? Mi-e greu să cred. A, în discuția pe care o avem noi, astfel de eventuale contacte pregătitoare, n-au niciun, uh, niciun sens și nicio valoare. N-ar face decât să alimenteze eventuale speculații. Și nu vreau să le alimenteze în niciun fel. Stai puțin. Eu de ce sunt aici? aici. Să eu de ce sunt aici? Ca să întind toate întrebările posibile. Nu, respect pe, prea mult pe cei care trebuie să decidă numele României. Este o treabă prea serioasă ca să alimentez eu speculații într-un sens uh, sau altul. Mulți dintre corespondenții de presă de la Bruxelles vorbesc despre dumneavoastră ca despre un dintre cei mai discreți și gvazi invizibili în zona contactelor de presă. Ați ieșit foarte puțin. Ați dat interviuri relativ rar în comparație cu alți colegi de-ai dumneavoastră. De ce această discreție pe care ați adoptat-o realmente ca o linie de conduit în acești ani? Ce, ce v-a reținut în, în, în ieșirea publică? Pentru că, pe părerea mea, ieșirea publică... Uh... Nu e, uh, cum să spun, un... Uh, uh, pentru mine nu e un lucru fără valoare, nu e o treabă pe care o fac ca să mă aflu în treabă. Uh, când ies în public am o responsabilitate și sunt conștient de faptul că atunci când spun ceva, ceea ce spun poate să aibă o anumită influență, o anumită greutate și o anumită influență. Și atunci încerc să ies să spun ceva atunci când într-adevăr am ceva de spus, nu doar să reacționez și să intru într-un joc uh, al ping uh, declarațiilor într-o parte sau alta. Asta e și caracterul meu. Pe de altă parte, uh, eu am avut un mandat care s-a suprapus cu o perioadă foarte încărcată din punct de vedere al portofoliului pe care l am avut de asumat. A fost o perioadă în care s-a negociat bugetul viitoarei politici agricole comune și s-a negociat politica agricolă comună, reforma politicii agricole comune. Și pe aceste subiecte eu aveam nevoie să îmi fac aliați în Consiliul de Ministri, în Parlament European, iar aceste alianțe presupun discuții nu neapărat în presă, ci contacte directe, personale. Și trebuie să recunosc că, într-adevăr, mi-am concentrat energia acolo, pentru că aș fi putut să-mi termin mandatul. Și să putem înșira uh, câteva zeci sau sute de declarații de presă sau de interviuri uh, și așa mai departe, și să nu fi avut reforma finalizată, să fi avut o reducere a bugetului politic agricole comune și nu cred că uh, cei din România uh, care probabil ar fi vrut să mă vadă uh, mai mult la televizor sau în interviuri, ar fi avut mai mult de câștigat decât uh, au uh, acum. De ce nu v-ați făcut om politic? Dar un om politic nu te faci. Un om politic probabil că uh, devii, să spun așa, ca efect secundar, prin ceea ce faci și prin ceea ce îți asumi. Uh, eu nu văd, uh, pentru mine cel puțin personal, nu văd politica ca și o carieră, ci ca un instrument uh, pentru a face ceva. Și atâta timp cât uh, pot să folosesc politica uh, ca și un instrument pentru a face ceva, sunt om politic, când nu mai e cazul sau când nu mai e nevoie, pot să fiu un om pur și simplu, pentru că e suficient să fiu un om pur și simplu. Vă mulțumesc, domnule Dacian Cioloș și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția care ați urmărit ceea ce dintr-o emisiune politică s-a transformat într-o pedoarie pentru o credință în ceea ce poate face un român în inima Europei.